fost înregistrate, 11 erau de import, cazurile secundare cu transmitere locală, 654. Dacă e să mă refer la starea de sănătate a pacienților, în stare gravă sunt 80 de persoane, gravitate medie 304 persoane, stare satisfăcătoare 250 de persoane. Cu regret, pe parcursul zilei de aseară inclusiv, avem două cazuri noi de deces. Este vorba despre un bărbat de 41 de ani care a decedat la Institutul de Medicină Urgentă, care a fost internat pe data de 30 martie în stare gravă cu pneumonie bilaterală și la momentul internării era suspect la COVID. Printre bolile cronice a persoanei decedate este vorba de hipertensiune, diabet zaharat de gradul 2, dar și boală renală cronică. Avem o doamnă decedată în Fălești, de 71 de ani, persoană care a fost spitalizată pe data de 28 martie, persoană care era cu cardiopatie, infarct miocardic. Starea de sănătate a doamnei s-a agravat pe 2 aprilie, atunci când a apărut febra, pneumonia. Și aici vreau să vin cu o precizare că la momentul internării, când a fost realizată anamneza epidemiologică, deci nu a fost determinat niciunul dintre contactii persoanei vizate că ar fi revenit de peste hotare sau că exista o persoană care este confirmată cu COVID-19. Totuși, ca rezultat al evaluării stării pacientei și determinarea contactelor persoanei vizate, s-a stabilit că doamna a fost în legătură cu nora sa, care este revenită de peste hotarele Republicii Moldova, informație care nu era disponibilă la data internării persoanei respective cu probleme cardiace în cadrul instituției medico-sanitare publice. În rezultat, aseară am realizat și transferul medicului cardiolog care a asistat medical chiar persoana respectivă, a fost într-un contact foarte strâns cu persoana decedată și actualmente medicul este într-o instituție specializată de COVID în municipiul Chișinău. Iată de ce, în mod repetat, venim cu un apel față de cetățeni să nu fie ascunsă informația în contextul contactelor pe care îi au, dacă ei sunt reveniți de peste hotarele Republicii Moldova. Sau este vorba despre persoanele care au fost în contact și care sunt deja confirmați cu COVID-19. Pentru că de aceasta depinde și intervenția rapidă în asistența medicală a persoanelor date. Depinde, după cum vedeți, nu doar starea de sănătate, dar depinde și viața persoanelor. Și de aceasta depinde și securitatea personalului medical. Suplimentar vreau să menționez că la momentul actual la respirație asistată sunt 9 persoane, majoritatea dintre ele sunt în Spitalul Clinic Republican și medicii fac tot ce le este în forță pentru a asigura actul medical și pentru a salva viața persoanelor respective. Și în condițiile date solicit respectuos și rog cetățenii Republicii Moldova să fie responsabili. Prin acțiunile noastre le putem dărui o noapte de liniște pentru medicii care, vreau să menționez că actualmente nu doar lucrează într-un regim alert, dar se expun riscului vis-a-vis de starea lor de sănătate și chiar viață. Cunoașteți că avem câteva localități care sunt în regim de carantină. Vreau să menționez că angajații Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, atât pe componenta de sănătate publică, dar și pe componenta de asistență medicală primară, sunt în legătură continuă cu autoritățile publice locale. Comunicăm cu primarii, comunicăm nemijlocit cu conducătorii din cadrul consiliilor raionale, dat fiind faptul că există instrucțiuni foarte clare ce trebuie să fie întreprins în aceste regiuni, urmează o mobilizare comună pentru a combate infecția COVID-19. Vreau să menționez un moment foarte esențial că asistența medicală primară, și aici vorbesc despre medicii de familie, asistentele medicale, sunt în contact permanent, sigur că telefonic,
cu persoanele care sunt în regim de autoizolare, dar și cu pacienții care sunt în evidența lor pentru consultare, pentru, în mod special cu cei care sunt din grupurile de risc, pentru a-i ghida vis-a-vis de măsurile de precauție care urmează a fi întreprinse în această perioadă. Chem la responsabilitate pe toți și, dat fiind faptul că reiterez mâine, va fi reluată activitatea instituțiilor bugetare, fiecare dintre noi este responsabil de respectarea acelor norme de securitate la care am făcut apel de fiecare dată. Păstrați distanța socială, evitați locurile aglomerate, respectați regulile de igienă. Doar așa, de comun, consolidat, putem să prevenim și să combatem răspândirea infecției COVID-19. Vă urăm o zi frumoasă în continuare și sănătate tuturor!